short pe Luna, 5X isolated. Da, avem niște oportunități cel puțin interesante de shortat în punctul acesta pe Luna, dacă atingem un suport. De fapt, o rezistență care s-a transformat într-un suport. O să vedem puțin mai încolo. Salutare, națiune faină, bine v-am regăsit la un nou clip. În același format pe care îl vedeți de o vreme împreună cu profesorul Harry, unul din profesorii Grecu Capital. Salutări tuturor, bine v-am găsit. Da, dacă ești nou aici pe canal, like, subscribe și apasă clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez. Dacă vrei să afli mai multe despre lumea asta, nu uita să îmi dai urmărire pe Instagram, pentru că la story-uri în fiecare zi te învăț lucruri importante. Hai să creștem împreună. Bun. Harry, hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Păi, mă gândeam să începem cu o scurtă analiză a ceea ce, la cele întâmplate în săptămâna trecută. Ca de obicei, o să începem cu S&P 500 și cu Dollar Index, deoarece până acest moment, așa cum am menționat în ultima perioadă, de când facem video-uri împreună, piața de criptomonede este dictată de acțiunea piețelor de capital și totodată de indexul dolarului american. Deci putem observa pentru S&P 500, dacă mergem pe One Week, putem vedea că am avut un weekly close care nu este deloc ok. Am închis chiar sub acest suport, care, sincer, cred că toată lumea se aștepta să avem măcar o reacție pozitivă, adică măcar o urcare către 380, către 371, poate chiar 384. Dar piețele au fost șocate atunci când acest suport a fost spart și vineri am avut un mare sell-off care a cauzat acest weekly close. Deci putem da zoom pe one day. Putem vedea că am avut aici un practic am avut un eventual mic relief rally. Uh-huh. De aproximativ imediat să măsurăm, să vedem. Hai cu un measurement să vedem. De aproximativ 3% care a venit în două zile. Deci pentru S&P destul de... Da, pentru S&P într-adevăr, adică 3% este o mișcare puțin mai puternică. Da, mai neobișnuită pentru câte infuzie de capital exact există în S&P. Dar, contrar așteptărilor, S&P 500 după a întors joi și vineri price action-ul și suntem acum chiar cu o închidere foarte violentă sub zona aceasta de suport. Plus că candle-ul ăla e un candle bearish. Hai să dăm un zoom in. Să ne uităm puțin la candle-ul ăla. Nu avem nici măcar o reacție pozitivă, adică pur și simplu spre finalul zilei, chiar înainte cu două ore, de închidere am avut sell-off. Uite, dacă dăm pe 60 de minute, putem vedea aici acest candle fix înainte de monthly close, practic a spart toată această consolidare, tot acest suport și am închis, dacă dăm pe one month, deci este una dintre cele mai puternice monthly close-uri pe negativ din ultima perioadă. Cum văd eu situația în acest moment? Nu cred că vom ajunge direct în 321. Adică cred că piețele ar trebui totuși să aibă o revenire. Eu încă sper pe săptămâna viitoare la practic o urcare din nou în această zonă de 360-363 și eventual poate vom vedea un mic relief rally până în 384, adică practic să fie un fake breakdown, dar asta rămâne de văzut la cum se deschid piețele luni. Contează foarte mult ce se întâmplă în același timp și pe indexul dolarului american. Avem aici pe Dixie. Se pare că a fost încetinită creșterea. Da, da? Exact. Avem o rezistență foarte, foarte importantă. Hai să dăm un zoom out pe monthly, să vedem rezistența aia de la cât. Da, acolo de 120. 100, de la 120, da. Care n-a mai fost atinsă din anul 2001. 2002. Da, 2002, da. 2001-2002. Incredibil. Exact. Se pare că s-a apropiat cu foarte mare încredere de zona aia, aproape de 116, însă vedem că bate puțin în retragere. Totuși, cred că o să vedem o revenire cel puțin până în zona
aceea. Eu tocmai de asta am și practic am și mizat pe o revenire a S&P 500-ului, deoarece ele sunt invers corelate. Deci SPY-ul este invers corelat cu dolarul, cu indexul dolarului. Atunci când indexul dolarului crește, SPY-ul scade și invers. Și practic dacă ne uităm aici pe DXY, am avut practic acest se numește un spinning top, spinning top. Aceasta este o formațiune bearish și eu cred că vom avea un retest la această zonă de 109 înainte de a merge poate mai departe pe către 120. Mersul către 120 depinde foarte mult de politicile monetare adoptate de către Jerome Powell la următoarele ședințe federale în noiembrie și în decembrie. Dar mai avem o lună întreagă de tranzacționare până atunci, deci piețele vor fi practic bearish în continuare, deoarece piețele nu reacționează ok atunci când este incertitudine în piață. Plus că tu spuneai că te aștepți la o revenire pe S&P 500 odată cu deschiderea. Da, practic cred că ar trebui să avem de fapt după acest spinning top candle și după un rally care chiar este overextended, deci ne putem uita că nu prea am avut deloc retrageri. Foarte mici. Ar trebui să testăm această zonă și odată cu testarea acestei zone ar trebui să vină în același timp și un relief rally pe S&P 500 care eu aș spune că ar trebui să vină cam în zona asta de 384. Yeah. În cazul în care nu o să vedem o reacție pozitivă a S&P 500, s-ar putea să începem să shortăm BTC-ul, dar cred că o să deschidem S&P pozitiv și cred că lucrul acesta va reacționa și în adică vom vedea o reacție și în piața cripto, pentru că știți bine că sunt strâns corelate. De fapt, cripto, BTC-ul este strâns corelat cu ce se întâmplă în piețele de capital, fiind un asset mult mai mic, cel puțin în punctul acesta. Da, rămâne de văzut cum se deschid piețele, deoarece, așa cum am menționat și în Grecul Capital azi dimineață, m-am trezit și am văzut alte știri negative, deci în fiecare zi vine altă știre negativă și altă știre negativă, legată de Deutsche Bank și de Credit Suisse, mai ales pentru Credit Suisse. Toate băncile cumpără credit default swaps pentru asupra Credit Suisse. Acest lucru înseamnă practic că băncile europene și majoritatea participanților de la piață cumpără practic niște asigurări în cazul în care Credit Suisse nu reușește să-și plătească creditele și îndatoririle către alte bănci sau către guvern. Adică CEO-ul a spus că nu au problemă de lichiditate, că totul este ok. Dar din moment ce avem un chart pe care l-am postat în Grecul Capital, credit default swaps-urile pentru Credit Suisse sunt la cel mai înalt nivel, au depășit chiar și pe cel din 2008. Deci rămâne de văzut dacă acest eveniment va influența S&P 500 mâine și implicit toate piețele. Bun, hai să vedem pe scurt pe Terra Luna acel short important. Hai să vorbim de BTC, dar nu prea avem ce să dăm un update. În principiu boring. E destul de boring. Dacă dăm pe o zi, avem aici pur și simplu un range. Nu prea avem ce să spunem foarte mult. Pe short time frame avem aici această rezistență, dacă va fi spartă, putem avea un rang către 2070 ATH, adică zona de 20.000. Dacă o spargem și pe aceasta, putem urca către 20.800. În cazul în care spargem această zonă, atunci vom avea noi minime. Dar rămâne de văzut ce se întâmplă cu SPY-ul. Yep. Mai departe pe luna, hai să vedem acel suport important, unde vom alege să intrăm short, cel puțin isolated 5X, da, aproximativ. Exact. Dar nu sunt sfaturi financiare, vă spunem ce facem noi, voi analizați în parte. Pentru că nu credem, cel puțin în Terra Luna, că e foarte influențat de BTC în punctul acesta. Da, chiar nu este, de dacă dăm un lună cât BTC și dăm pe one day, adică vedem aici că sunt niște swing-uri destul de mari. Adică, practic, nu ar trebui să ne încurce foarte mult price action la BTC. Adică, oricum, putem vedea că am avut un run de 100% și BTC-ul este ranging, așa că suntem liberi să ne facem analiză individuală pe luna clasic.
Yep. Bun, ce este în spatele acestui trade? Acest spike a fost cauzat de un anunț de la Binance, din câte am înțeles, legat de faptul că tranzacțiile de pe Binance vor ajuta acel burn al supply-ului, practic se ia, cred că, 1.2% din tranzacție și se face burn al supply-ului. Și plus că Binance-ul în punctul ăsta a început să susține din nou Terra Luna. Exact. Adică a dat un approval, cel puțin, exact, că bă, e safe, e pe drumul bun, se pare că exact o să aibă parte de o revenire și așa mai departe, și am văzut niște creșteri impresionante. Da, exact. Deci după un run de 100%, eu oricum pot să spun că acest proiect practic nu are ce știri, ce alte știri să ofere pieței, și cred că această euforie de după anunțul de la Binance, cred că această euforie va fi stinsă în săptămânile ce urmează și cu siguranță vom atinge din nou aceste minime. Astfel, eu voi încerca să mă poziționez short la spargerea acestui suport și la un retest, confirmarea lui ca și rezistență, și apoi voi intra short într-un trade ceva de genul. Wow, foarte interesant. Stop aici. Yep. Și un TP aici pentru un risk reward de aproximativ 2.65. Deci acesta e un, să zic, un un semnal, o, ca să nu zicem neapărat semnal, o decizie pe care noi vrem să o luăm destul de importantă și, eu spun, acurată. Adică suntem pe drumul bun. Dragilor, cam așa, în mare, astea au fost update-urile. Aveți grijă cum tranzacționați. Așteptați să vedeți cum deschidem S&P 500. Trebuie să vedem reacția S&P 500 ca să putem să luăm niște decizii ferme pe BTC. Mai departe o să mergem pe Prime XBT să vă prezint anumite lucruri legate de depozitarea banilor pe Prime XBT. Mie îmi place platforma lor de copy trading și vă încurajez să mergeți să o studiați. În descrierea acestui clip aveți niște coduri de reducere, Robert Grecu, respectiv Robert Grecu 25. Hai să mergem să vedem. Ok, suntem pe Prime XBT. Așa cum bine știți, aici vă depozitați banii, puteți vă depozitați din wallet-ul dumneavoastră de Binance, KuCoin, FTX, Kraken, ce exchange folosiți dumneavoastră, pur și simplu tot ce faceți este să vă depozitați aici. Da, dați pe depozit, vă depozitați, de exemplu, USDT, ETH, BTC, dar să fiți foarte atenți la network. Dacă vreți să vă depozitați Ethereum Network ERC20, da, trebuie să fiți atenți ca USDT-ul, de exemplu, din wallet-ul meu de Binance să corespundă, să fie tot de pe o adresă Ethereum Network ERC20. Da? Sper că știți lucrurile acestea ca să nu vă pierdeți banii. O să dureze aproximativ 24 de ore pentru că tranzacțiile se registrează între ora 15, respectiv 17, da, ora României, doar în decursul a două ore. Și odată ce o să vă ajungă banii, vă recomand să mergeți aici la promo codes. În descrierea acestui clip v-am spus de codurile Robert Grecu, respectiv Robert Grecu 25, pur și simplu dați activate, eu l-am activat deja, le aveți jos aici, da? Aveți primit un bonus de 7% până la $7,000, da, cu acest cod Robert Grecu, și aveți un fee discount pe secțiunea de margin, da, de a tranzacționa aici în secțiunea asta, aveți un comision destul de mare, de 25% dacă alegeți să tranzacționați aici. Puteți tranzacționați BTC USD, Euro USD, GBP USD, deci nu doar cripto, și e destul de ușor de folosit marginul celor de la Prime XBT. Mai departe, după ce v-ați activat codurile alea, la o primă depunere puteți să primiți până la $500 dacă vă depuneți. Mergeți pe secțiunea de copy trading și aici e alt lucru interesant. Aveți traderii ăștia Citadel 2, respectiv Bit Energy, Grander, da? L-aveți pe Long Game și mulți alții. Îi studiați dumneavoastră.
Pur și simplu, aici vedeți care e marja de profitabilitate pe care eu o au în total, 4.000 la Citadel 2, Bitenergy 1.413 și pur și simplu îi luați, îi disecați, în ce sens, îi studiați, să vedeți care e mai eficient. Ăsta are un profit de 4.000, dar are numai 83 de zile active. Ăsta are un profit de 1.400, dar este mai constant. Tranzacționează de peste un an de zile, are 501 de zile active și tranzacționează cu aproape 12 BTC, followers equity, adică bani pe care oamenii i-au încredințat ca el să-i tranzacționeze. De fapt, nu-i tranzacționez. Pur și simplu, Prime XBT te ajută ca tu să-i copiezi tranzacțiile, dar banii rămân tot la tine în wallet. Lucrul ăsta e fain. Ca să-l copiezi, dai pur și simplu follow. E foarte, foarte simplu și profitul. 60% este a tău, 25% este al traderului, 15% comisionul plat formei din profit. Da, vedeți că dacă dați pe el, vedeți profitul lui din, de exemplu, din august, da? Vedeți aici ce se întâmplă, da, profituri destul de mari. Bitenergy înregistrează niște profituri faine, profiturile by days, pe zile, da, și pe luni. 203%, 11%, 25%, 36%, minus 6%, 86%, minus 32%, luna august minus 1%, luna septembrie o lună destul de boring, mai ales pentru piața cripto, dar totuși care s-a soldat cu un profit de aproape 50%. Da, cam acestea au fost update-urile, dragilor. Nu uitați, da, să-l preluați promourile din descrierea acestui clip și aveți și linkul meu, să referă linkul meu, să vă înregistrați de pe acel link, pentru că o să beneficiați mult mai repede de acel bonus de 500 de dolari.